Consiliul Județean Iași se va ocupa de derularea programului pentru școli în toate cele 98 de UAT-uri din județ. Programul pentru școli al României prevede acordarea gratuită de fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate și de produse de panificație pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore, precum și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular. Anul trecut, de asemenea, nu am organizat pentru alte două comune din județ, cred că Dumești și Mogoșești-Siret. În momentul de față, într-adevăr, toate cele 98 de UAT-uri au transmis către Consiliul Județean că doresc ca achiziția să fie una centralizată. Săptămâna trecută a apărut în monitor oficial și alocarea de către statul român a fondurilor necesare. În județul Iași, de programul pentru școli vor beneficia 84.038 de școlari și preșcolari din 554 de unități de învățământ. Lista de produse conține mere, produse de panificație și produse lactate.